Amenzile pentru gunoi au curs gârlă săptămâna trecută în capitală. Oamenii legii au tocmit aproape 50 de procese contravenționale. De asemenea, agenții constatatori din cadrul preturilor de sector au aplicat 59 de sancțiuni persoanelor fizice și juridice. Primarul Ion Ceban susține că locuitorii capitalei vor fi în continuare amendați până când vor deveni mai responsabili și vor păstra curățenia în oraș. În cadrul ședinței primăriei, șeful adjunct al Poliției Capitalei, Lilian Luca, a anunțat că săptămâna trecută oamenii legii au întocmit 47 de procese contravenționale privind salubritatea, fiind sancționate 44 de persoane fizice și 3 agenți economici. Petrecem această activitate în continuare de informare, sensibilizare a cetățenilor, fiindcă care trebuie să se implice și să-și facă ordine în sectoarele care le au asupra în proprietate. Viceprimarul Ilie Ceban a declarat că săptămâna precedentă reprezentanții preturilor au făcut mai multe razii pentru a identifica cetățenii și agenții economici care nu păstrează curățenia. Așadar, în sectoarele Botanica și Râșcani au fost aplicate câte 17 amenzi. Reprezentanții preturii Centru au întocmit 13 procese verbale, iar ai preturii Buiucani 10. În sectorul Ciocana au fost aplicate 2 amenzi și au fost înaintate 21 de prescripții către agenții economici. Aceștia au câteva zile la dispoziție să salubrizeze teritoriul pe care îl gestionează. În caz contrar, vor fi amendați. A fost instituită încă o zi a Comisiei Sanitare în ziua de marți, suplimentar la ziua de vineri, deci 2 zile în săptămână. S-au dublat numărul de procese verbale. Marea majoritate sunt femeile studențești, unde este greu să arunci în urnă. Că stă la 10 metri urna sau chiar lângă scaun. Nu trebuie să bei bere sau vodka sau nu știu ce și să o lasă acolo așa aiurea, pe, cu tot cu hârtii și pachete. După care, of, Doamne, ce murdar în orașul ăsta. Păi, dar nu suntem și noi toți responsabili de toate aceste lucruri. Cetățenii capitalei care aruncă gunoiul în locurile neautorizate riscă amenzi de până la 1800 de lei, iar agenții economici până la 9000 de lei. Potrivit legislației, sancțiunile pot fi aplicate atât de polițiști cât și de agenții constatatori din cadrul preturilor de sector.